Înaintea primului joc pe teren propriu din acest sezon de Liga a treia, Aromușcelul Câmpulung a organizat o conferință de presă în care și-a prezentat stafful. Pe lângă persoanele direct implicate în activitatea centrului de formare, după cum și al echipei ce evoluează în Liga a treia, în fața presei locale a fost prezent și Alin Buzărin, unul dintre ziariștii de sport consacrați, venit la Câmpulung pentru a-și arăta susținerea pentru acest proiect. Îi mulțumim lui Dumnezeu în primul rând și dorim să le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și care au fost parte integrantă din echipă în sezonul trecut. Din păcate, având în vedere rigorile pe care le avem în acest nou și superior eșalon fotbalistic, majoritatea jucătorilor care constituiau lotul la momentul respectiv nu se mai află în momentul ăsta ca parte integrantă din această echipă. Am reușit să păstrăm un nucleu și cu siguranță îl știți foarte bine pe capitanul echipei, pe Simon Măzărache. Și ne dăm seama că pe umerii fiecăruia dintre noi apasă o responsabilitate importantă, având în vedere faptul că reprezentăm un club blazon, un club foarte important pentru acest oraș și pentru zonă și care are, așa cum știm fiecare dintre noi, un istoric pe măsură. Așa cum am declarat încă de anul trecut, după cum v-am spus, ne-am propus să facem lucrurile diferit, fără compromisuri, să încercăm prin acest proiect al centrului de formare Aromușcelul Câmpulung să fim, dacă doriți, o mărturie și o mireazmă de bun miros pe care să o lăsăm în urma noastră, și de aceea am căutat și am încercat, și o parte din această echipă se află chiar în fața dumneavoastră astăzi, să construim o echipă profesionistă și dedicată. Radian Nicola este numele meu, nu sunt ofițer de presă la clubul nostru. De profesie sunt inginer, dar sunt și fost fotbalist la ligile inferioare, Liga 4 și Liga 5. Mă consider totuși norocos că am reușit să mă cunosc cu președintele acestui club, care m-a contactat pentru a încerca să colaborăm pentru dezvoltarea unui nou club, Aro, și spun că sunt norocos pentru că am dat de niște oameni extrem de corecți, exact pe sufletul meu, și am spus, așa cum i-am spus și domnului președinte la început, că lucrăm împreună, dacă lucrăm doar în litera și spiritul legii și al regulamentelor fotbalistice. Lucru pe care mi l-a spus că asta dorește și dânsul. Nu alte abrevieri, nu alte ocolișuri. Am o experiență de 14 ani, 13 dintre ei fiind în cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, FC Viitorul și ultima dată Faru Constanța. Am fost extrem de interesat de acest proiect pentru că pare să meargă în același trend cu ceea ce am făcut până acum și sper să aduc tot aportul necesar pentru a reuși să ducem FC Aro Câmpulung la strălucirea de altă dată și de ce nu mai sus, având în spate un centru de formare eficient și la standardele naționale și de ce nu internaționale. După cum știți, acest proiect a început acum câțiva ani cu formarea unor grupe de copii, ulterior formarea unei echipe de seniori, având în vedere că la Câmpulung, din 2016 încoace, când a fost practic ultima echipă la nivelul Ligii a treia, nu am mai avut fotbal la nivel de seniori. Aveam foarte mulți copii în spate, atât pe Aro, atât la Dinicu Golescu, și niciodată nu am avut acea continuitate în momentul în care acești copii terminau junioratul. Ne-am propus la început formarea unei echipe la nivelul Ligii a patra, după cum știți, și știu eu, Dumnezeu, soarta, nu știu cum să spun, a făcut ca în vară să avem acele discuții cu domnul Manu, să stăm la masă și să dăm drumul la un proiect care astăzi, vedeți, ușor, ușor începe să prindă contur. După cum știți, m-am alăturat acestui proiect din luna ianuarie. M-am întâlnit cu domnul care e acolo, care conduce tot acest proiect. Am stat de vorbă, nu mi-a luat foarte mult seama această decizie, cred că am stat vreo 15-20 de minute și mi-a explicat ce plan are cu această echipă și mă bucur că am luat decizia să fiu aici. Sunt în continuare disponibil pentru orice.
să învăț orice copil, să fiu învățat la rândul meu. Ce vrea să se facă aici, înțeleg că vrea să se împine performanța, bun, la nivel de Liga 3, deocamdată cu formarea, cu venitul jucătorilor din spate, care asta este foarte important. Nu știu ce arie de selecție înseamnă Câmpul Lung, Dragoslavele, încă niște localități, dar poate că la un moment dat, așa ca și la Academia Hagi, de unde vine domnul Ionuț Mihu, vor veni și din altă parte, școlarizare, cazare, terenuri, tot ce trebuie. E un început. Și acum zise poetul, ca să zic așa, un mijlocaș central de la Unirea Alba Iulia, numit Lucian Blaga, orice început se vrea făcut. Considerând că Aro Mușcelul Câmpul Lung reprezintă un blazon pentru orașul lui Negru Vodă, reprezentanții clubului de Liga a III-a mizează pe suportul unui număr cât mai mare de iubitori ai fotbalului, pe care îi așteaptă vineri în tribune.